Deschidem Sfânta Scriptură la cartea 1 a Împăraților, capitolul 18 și vom citi versetele 41 la 46 și apoi Epistola lui Iacov, capitolul 5, versetele 17 și 18. Apoi Ilie zis lui Ahab, suie de mănâncă și bea, căci se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful car carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său: Suiete și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: Nu este nimic. Ilie a zis de șapte ori: du-te iarăși. A șaptea oară slujitorul a zis: Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suete și spune lui Ahab, în caii și cocoară ca să nu te oprească ploia. Peste câteva clipe cerul s-a înnorat, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Iacov, capitolul 5, versetele 17 și 18. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Suntem în casa lui Dumnezeu ca să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, la îndurarea lui, la dragostea lui, la purtarea lui de grijă, la credincioșia lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Chiar dacă e adevărat textul cântării, nu știu ce fi va mâine. Dar știm ceva cu siguranță. Că Dumnezeu este pe tronul Universului. Și El este Tatăl nostru. Mesajul din seara aceasta se intitulează Rugăciunea credinței, dimensiuni nebănuite. Rugăciunea credinței, dimensiuni nebănuite. Rugăciunea este o practică religioasă larg răspândită în lume. Oamenii care au religii păgâne se roagă. Domnul Isus confirmă acest lucru în predica de pe munte, când le spune ucenicilor, voi când vă rugați să nu fiți ca păgânii. Păgânii se roagă. Sunt multe religii păgâne și adepții acestor religii practică rugăciunea. Domnul Isus spune că oamenii fățarnici, ipocriți, se roagă. Voi, când vă rugați, spune Domnul, să nu fiți ca fățarnicii. Dar când spune despre rugăciunea celor care cred în Dumnezeu, Domnul Isus face câteva afirmații și Biblia este plină de asemenea învățături. Mai întâi, Dumnezeul căruia ne rugăm noi este Dumnezeul suveran peste toată creația. Psalmul 115, versetul 3 spune Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea. Deci Dumnezeu este la cârma întregului cosmos și face tot ce vrea El. Ba mai mult, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 8, Domnul Iisus spune, Dumnezeul căruia ne rugăm noi știe de ce avem trebuință înainte, înainte de ce? Înainte de a cere. Așa că avem o întrebare legitimă. Dacă Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea, și dacă știe de ce am trebuință înainte de a mă ruga, atunci de ce să mă mai rog? Deci dacă Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea, dacă știe de ce am trebuință înainte de a vorbi eu, atunci ce rost are să mă mai rog și să vorbesc? Ce ziceți? Ca să răspundem la întrebarea aceasta, este important să subliniem următoarele aspecte. În rugăciune, noi nu-i spunem lui Dumnezeu ceva ce el nu știe. Repet, în rugăciune, noi nu-i dăm lui Dumnezeu informații pe care el nu le are. Pentru că Dumnezeu este tot cunoscător. Binecuvântat să fie El. În rugăciune, eu nu apelez la un mijloc de a-l influența pe Dumnezeu și de a-l determina să facă ce vreau eu. Pentru că tocmai a spus Domnul Iisus să nu cumva să vă rugați ca păgânii care. Cred că dacă bolborosesc o mulțime de vorbe, înduplecă zeitățile cărora se roagă ei ca să facă ce vor ei, adică au un mijloc de a manipula zeitățile. Rugăciunea mea nu-i dă lui Dumnezeu informații noi și nu-l poate obliga pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Dar atunci, de ce să mă rog? Ca să răspundem la întrebare, e nevoie de partea a doua a explicației. Rugăciunea este modalitatea prin care eu îmi însușesc voia lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să-și împlinească voia lui. Deci, în rugăciune, eu îmi însușesc voia lui Dumnezeu și mă rog ca el să-și împlinească voia. De aceea spune Ioan, în 1 Ioan, capitolul 5, dacă cerem ceva după voia lui, ce știm? Știm că ne ascultă. Deci, prin rugăciune. Eu doresc să cunosc voia lui Dumnezeu, să mă identific cu voia lui, să-mi însușesc voia lui și să mă rog ca Dumnezeu să-și împlinească voia. În unul împărați, capitolul 18, este ilustrația acestei învățături. În capitolul 17, profetul Ilie se duce la împăratul Ahab, împărat al împărăției de nord, Israel, un om destrăbălat, idolatru, căsătorit cu o femeie stricată și idolatră, care a scos afară adevărata închinare adusă adevăratului Dumnezeu și a umplut țara de idolatrie. Ilie Tisbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. La porunca lui Dumnezeu, profetul Ilie anunță că Dumnezeu va aduce o judecată aspră peste idolii pe care i-a adus Baal idolii Baal și asta pe care i-a dus Ahab și Izabela, care în concepția lor erau responsabili de ploaie și de roada pământului și de binecuvântare peste turme și peste tot ce are viață. Și Dumnezeu spune, în anii care urmează, Dumnezeu va închide cerul. Și Dumnezeu a închis cerul trei ani și jumătate și n-a fost nici rouă, nici ploaie pe fața pământului. E greu să ne imaginăm cum arăta pământul după trei ani și jumătate de secetă. În vara aceasta n-a plouat doar câteva luni și recoltele de toamnă au fost compromise. Dar trei ani și jumătate să fie închis cerul. E greu de imaginat foamea, sărăcia, lipsurile. Capitolul 18 spune, au trecut multe zile, trei ani și jumătate, și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie. În al treilea an, de secetă, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Dumnezeul anunță pe Ilie că se apropie vremea în care își va împlini planul lui, voia lui, de a deschide cerul și de a da din nou ploaie. Ilie se duce, are întâlnirea cu Ahab, mai întâi ei doi în prezența lui Obadia, și apoi Ilie spune să adune tot Israelul pe muntele Carmel, să aducă preoții lui Baal și preoții Astartei, 850 de preoți ai unor idoli spurcați și Elie spune, vom face o probă practică. Să dovedim care este adevăratul Dumnezeu. Care este Dumnezeul care poate închide cerul și care poate deschide cerul? Care este Dumnezeul de care depinde viața oamenilor și care este Dumnezeul de care nu depinde? Proba. Le spune, proba este următoarea. Preoții lui Bal și preoții lui Astateia, 850, să ia un vițel, să-l pregătească pentru jertfă, să-l pună pe altar, pe lemne. Eu voi pregăti un vițel pe altar, pe lemne. Nici voi, nici eu nu punem foc. Și când este pregătită jertfa, Vă rugați voi, Dumnezeilor voștri, și cere să trimită foc din cer. Mă voi ruga eu și voi cere Dumnezeului căruia mă închin eu să trimită foc din cer. Dumnezeul care va răspunde prin foc este adevăratul Dumnezeu. Adică îl punem la probă. Ne rugăm. Fiecare la Dumnezeul căruia se închină, în care crede. Dumnezeul care răspunde prin foc este adevăratul Dumnezeu. Și Elie le spune, pentru că sunteți mai mulți, aveți prioritate. 18 cu 25. Ilie a zis prorocilor lui Bal, alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Eu la jungul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la miez zicând, Baale, au Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și se reau în talului pe care îl făcuseră. Adică îl strigau pe Baal și când n-a răspuns au început să danseze, să țopăie. Ritual. Dacă le impresionăm că la strigătele noastre mai facem și coregrafie. Că le impresionăm. Și nu se aude nimic. Și e ceasul la miezii. Și Ilie se uită la ei și a bătut joc de ei și a zis, strigați tare. Fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi strigați mai tare și strigă mai tare. Și-au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulețele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat, au iurit. Deci au început să aibă deliri și halucinații Până în clipa că se aducea jerfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ritualul lor este cât se poate de intens. Emoțional, sonor, imagistică, mișcare, tot ce vrei este acolo. Numai că Dumnezeul lor nu dă niciun semn că ar exista. Și atunci Ilie a spus întregului popor, apropiați-vă de mine. S-au apropiat. Ilie a pregătit altarul Domnului care era dărâmat la adres. 12 pietre după numărul semințiilor lui Israel, a pus lemnele, a pus juncul pe lemne și mai face ceva. Le spune celor de acolo să aducă patru găleți de apă. Și oamenii aduc patru găleți de apă și întrebați de unde. Carmelul este aproape de Marea Mediterană și toarnă patru gălezi de apă pe jertfă. Și el spune, repetăm încă o dată patru găleți. Și mai toarnă patru găleți, s-a făcut opt. Și le spune încă o dată patru găleți. Și sunt 12 și totul este ud și apa umple și șanțul din jurul altarului. Ce ziceți? Poți da foc la lemne ude. Ce ziceți? Câți dintre dumneavoastră ați făcut foc la pădure când ploua și eram cu vitele pe la pădure sau la câmp cu altceva? Mai țineți minte? Puține mai rămas. Ce știți voi de asemenea vremuri? Și în clipa când se aducea jerfa de seară, Prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre Tine. În clipa aceea, a căzut foc de la Domnul, care a mistuit arderea tot, lemnele, pietrele și pământul și sub și apa care era în șanț. Și când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Este momentul acela de, de o manifestare atât de, de clar, de glorioasă, că Dumnezeu e Dumnezeu care răspunde la rugăciune. are loc judecata prorocilor mincinoși și la versetul 41 începe ceva mai puțin cunoscut sau mai puțin în preocupările noastre din studiile biblice. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suiete de mănâncă și beapt, că se aude vuiet de ploaie. După momentul acesta, de intensitate deosebită, Ahab s-a dus să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și s-a rugat. Prima rugăciune este în public: Doamne Dumnezeu lui Israel, este o rugăciune scurtă, clară, o invocare clară a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a spus: Du-te înainte lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și acum este o manifestare a faptului că Dumnezeu aude și Dumnezeu răspunde. După care urmează al doilea moment de rugăciune, Ilie singur, pe vârful carmelului, cu slujitorul lui. Acum rugăciunea aceea în public avem consemnată în cuvinte. Rugăciunea în singurătate a lui Ilie nu avem consemnată în cuvinte. Nu știm ce cuvinte s-a rugat. Sau știm? Știm sau nu știm? Am vreun student la teologie aici. Ne explică Noul Testament. Iacov, ne explică în capitolul 5, versetul 17 și 18, că Ilie era supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat în țară 3 și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Când se duce sus pe munte să se roage, se roagă lui Dumnezeu și cere ploaie. În fața întregului popor a cerut foc. Nu știm ce cuvinte a rostit când s-a rugat pentru ploaie. Știm doar că a cerut ploaie. Acum, după evaluarea dumneavoastră, care dintre cele două momente, când se roagă pentru foc și ca de focul, sau când se roagă singur pentru ploaie, este mai impresionant? Ce ziceți? Care dintre cele două momente? Care dintre ele? tare. Deci, Biserica Emanuel este extraordinar de alertă. Dați răspunsuri care orice ați vă spune nu vă pot contrazice, amândouă. Atunci reformulez întrebarea. Care dintre cele două momente îl impresionează cel mai mult pe Iacov când scrie epistola? Care dintre ele? Care dintre ele? Iacov ne dă exemplu pe Ilie ca om a rugăciunii. Din al doilea moment când se roagă singur. Și ne spune că era rugăciunea credinței. Rugăciunea cu stăruință. Rugăciunea aceasta a lui Ilie, singur pe munte, are câteva dimensiuni extraordinare. Prima dimensiune. A rugăciunii pe care o are singur. O rugăciune în credință, o rugăciune a credinței, care aude lucruri care încă nu sunt auzite. Rugăciunea aceea aude ce încă nu se aude. Și o să ziceți, dar cum e posibil să auzi ce nu se aude? Versetul. 41. Ilie a zis lui Iahab, suie-te de mănâncă și bea, căci se aude... Ce se aude? Voie de ploaie. Dar cine aude voie de ploaie? Că nu e nici vânt, nu sunt nici nori. Și totuși Ilie spune, se aude voie de ploaie. El aude Lucruri care încă nu sunt auzibile. Pentru că rugăciunea aceasta aude cu urechile lui Dumnezeu. Omul credinței aude cu urechile lui Dumnezeu. Adică aude ce aude Dumnezeu. Ceilalți aud cu urechile omenești care aud doar ce se aude cu urechea fizică. Ilie aude ce încă nu se aude. Ca să ne demonstreze faptul că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care aude ce n-aude nimeni altcineva. E Dumnezeul care aude ce strigă sângele lui Abel din pământ. Nimeni n-aude strigătul acela, dar l-aude Dumnezeu. Ca aude gemetele copiilor săi în Egipt, apăsați și chinuiți. Că Dumnezeu aude gemetele neauzitele altora. Că Dumnezeu aude vuietul păcatelor din Sodoma și Gomora. Dumnezeu le aude vuietul. Dumnezeu aude și plânsul ascuns a unei femei care are soț bețiv sau destrăbălat. Și se duce și plânge unde nu de nimeni. Și plâng ca să n audă nici copiii. Dar aude Dumnezeu. Aude Dumnezeu gemetele părinților care se vor uita în noaptea aceasta la copiilor care merg pe drumul păcatului și gem și suspină și suspinul neauzit. Dar de Dumnezeu. Aude Dumnezeu. Suspinul celor care stau lângă copilașul de trei ani și este gata să plece înspre veșnicie. Să suspine grele. În noaptea asta, când pământul va auzi toate zgomotele lumii și a păcatului, Dumnezeu aude ce nu se aude. Oare biserica aude? Oare rugăciunea credinței bisericii aude ce aude Dumnezeu? Ne-am obișnuit să auzim doar ce zgomotul din lumea noastră. Trăim într-o lume, o civilizație a zgomotelor. Cu cât e zgomotul mai mare, cu atât oamenii cred că sunt mai grozavi. V-am spus cu o altă ocazie întâmplarea cu acel psiholog din Statele Unite care a făcut un studiu pe comportamentul unui tânăr indian născut și crescut într-o rezervație a Indienilor nativi din America de Nord. A luat băiatul acesta și s-a dus cu el într-o călătorie la New York ca să vadă cum se comportă un tânăr dintr-o rezervație de undeva, dintr-o zonă retrasă de munte, când ajunge în jungla de asfalt a orașului New York. Așa că s-au dus împreună și psihologul era cu un pas în urma tânărului ca să-i vadă reacțiile la tot vacarmul din centrul orașului, din Manhattan. Și la un moment dat, tânărul indian se întoarce spre, spre psiholog și spune, auzi? Și psihologul zice, ce s-aud? Ce n-auzi? Ce s-aud? Zgomote de mașini, claxoane, reclame, toate zgomotele le aud. Ce nu? N-auzi, cântă un greier. Greier? Unde s-auzi greier aici? N-auzi? Și îndeamnă spune, așteaptă puțin. Se duce spre un mic părculeț, niște boscheți de plante din astea ornamentale, se apleacă între boscheți și ia greierul și vine cu el în palmă și spune, greierul ăsta cânta. Și psiologul spune, extraordinar, ce auzi, ascuțit, aveți voi, indienii? Să auzi așa ceva în vacarmul de aici? Și tânărul indian spune, stai puțin, și duce mâna la buzunar și scoate un pumn de monezi. De bani. Iar un în aer și banii cad pe caldarâm. Și pe o rază de câțiva metri pătrați, oamenii se oprește și se uită. Și indianul spune, și voi auziți glasul care vă interesează. Frați și surori, e ultima seară, care glas îl auzim? E seară de rugăciune. Ce auzim? Este urechea noastră. Este fixată la mesajul cerului. Auzim ce aude Dumnezeu? Doamne, câți oameni vor fi deprimați în noaptea aceasta și dezamăgiți? Doamne, câți oameni se vor duce în noaptea aceasta spre iad? Doamne, câtă suferință pe pământ! Și noi spunem, Doamne, ajută-ne să auzim ceea ce auzi Tu. Și ajută-ne să simțim ceea ce simți Tu. Rugăciunea credinței aude ce nu se aude dar aude cu urechea lui Dumnezeu. Și Ilie continuă pe Carmel, s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorul său, suiete și uită-te înspre mare. Dar de ce să mă uit înspre mare? Pentru că rugăciunea credinței vede lucrurile care încă nu se văd. Rugăciunea credinței vede ce nu se vede. Ilie a auzit cu urechea lui pentru că i-a spus Dumnezeu că aduce ploaie. Și dacă Dumnezeu zice că aduce ploaie, urechea lui aude vuietul ploii. Și Dumnezeu i-a spus că aduce ploaie și ochii lui văd cerul care se umple de nori. Dar pe fața cerului nu este niciun nor. Și Ilie se roagă și se roagă pe vârful carmelului și îl pune pe slujitorul lui să meargă să se uite. Şi după prima tură de rugăciune sau după primul tronson de rugăciune, spune slujitorul lui, du-te să vezi dacă se vede ceva. Și slujitorul vine și se spune, nu se vede nimic. La rugăciunea ta nu este niciun răspuns. Așa că asta te demobilizează. Te-ai rugat și n-ai niciun răspuns. Și Ilie se roagă a doua tură. Și spune, du-te să vezi. Și slujitorul se duce să se uite spre mare și vine înapoi și spune, nu se vede nimic. Și mai dezamăgitor. Așa e? Se mai roagă o dată. Și își trimite robul să spună, dacă vede ceva și vine să spună, nu se vede nimic. La rugăciunea ta, nici un semn. așa e că dacă te-ai rugat, atât și n-ai niciun semn. Vine ispita să spună, mai merită să mă rog. Mai merită să mă rog. Și le spune, mai du-te odată. Și se mai duce dată și e a patra oară, și e a cincea oară, și este a șasea oară, și slujitorul vine să spună, nu se vede absolut nimic. Dar e ciudat. nu e așa? Când a cerut foc, de câte ori s-a rugat? De câte ori s-a rugat când a cerut foc? O singură dată. Și Dumnezeu răspunde și trimite foc. Domn de frumoase sunt acele experiențe când te-ai rugat odată și până să te ridici de pe genunchi. Dumnezeu și de răspuns, așa e că e glorios. Mi-aduc aminte de o săptămână de evangelizare în țară și într-o seară, la rugăciune, o fată s-a rugat și s-a rugat cu lacrimi și a spus, Doamne, te rog, în săptămână aceasta mântuiește și pe părinții mei. A doua seară, la rugăciune, aceeași voce de fată, Doamne, mulțumesc că seară mai ai mântuit părinții. E glorios, așa -i? Dar dacă te-ai rugat și la șase evanghelizări la care i-ai chemat și nu s-a văzut nimic, te-ai rugat de șase ani sau de 16 ani sau de șase sau de 60 de ani și nu se vede nimic. Dar de ce? Ce-i cere Ilie? Ce îi cere lui Dumnezeu? Îi cere ce a promis Dumnezeu, îi cere voia lui. Voia lui Dumnezeu era să dea ploaie și Ilie se roagă să plouă. Și rugăciunea lui este, Doamne, deschide cerul și dă ploaie. Cerul a fost închis trei ani și jumătate. Și acum Ilie cere lui Dumnezeu să deschidă cerul. Și e voia lui Dumnezeu să deschidă cerul. Dar de ce nu răspunde? De ce lasă pe Ilie să se roage de șapte ori? Și a șapte ori slujitorul vine să spună, se vede ceva. Un nor cât? Cât o palmă. Ilie a văzut norul. Dar a fost hotărât să se roage până când ceea ce nevăzut se vede. Să se roage până când ceea ce nu se vede devine vizibil. Pentru că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. I-a spus Dumnezeu că aduce ploaie. Ilie se roagă și îi spune, Doamne, eu mă rog până când tu aduci ploaie. Știu că mă rog în voia ta, știu că îți cer ceva ce tu vrei să faci și eu mă rog până când tu răspunzi și aduci ploaie. Un comentator a dat următoarea explicație. a folosit această ilustrație. Imaginați-vă că Dumnezeu a pregătit ploaia, torente de ploaie. Și Dumnezeu căuta acum canale prin care să trimită ploaia. Să trimită apa pe pământ. Și Dumnezeu se uită la oameni și vrea să trimită apă oamenilor. Și toate canalele lor sunt înfundate. imaginează-i că te duci la cineva să îți dea apă și vasul tău în care vrei să iei apă este înfundat. Nu poți turna nimic în el. Și Dumnezeu se uită dacă este un canal prin care se poate răspunde Pământului. Și e numai unul singur. E numai unul singur care spune, Doamne, Te-ai făgăduit și eu aștept să-ți împlinești făgăduința. Și Dumnezeu spune, Ilie, cu fiecare rugăciune a ta se recalibrează canalul prin care voi da răspuns. Cu fiecare rugăciune a ta se mărește canalul sau se mărește conducta prin care dau răspunsul. Ca să deschid cerul, e nevoie de canale prin care să vină binecuvântarea. Și când se roagă de șapte ori. Ilie ajunge în dependența lui, în credința lui cu Dumnezeu, la punctul la care Dumnezeu îi onorează rugăciunea și își împlinește voia slăvit să fie Domnul. Când se uită Domnul la mine, poate să toarne harul prin conducta vieții mele spre cei pentru care mă rog? Poate Dumnezeu să transmită prin tine harul spre cei pentru care te rogi? Ești o conductă pe care Dumnezeu o poate binecuvânta și să ducă mai departe lucrarea împărăției lui. Ilie se roagă până când ceea ce nu se vede devine vizibil. Ilie este omul care se roagă și spune, Doamne, pe baza cuvântului Tău, eu mă rog până îți vei împlini făgăduința. Și când Dumnezeu își împlinește făgăduința, Ilie îi transmite lui Ahab. În carul și du-te. Pornește la drum. Pornește ca să nu te oprească ploaia. Era doar o palmă de nor. Dar ce înseamnă o palmă de nor? Chiar la început când Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Sarepta Sidonului, l-a trimis ca să fie găzduit de o femeie văduvă cu un copil și când Ilie ajunge la poarta cetății, la Sarepta, e femeia aceea care adună câteva surcele ca să își gătească și Ilie cere apă și femeia se duce să aducă apă și îi spune, da te mai rog ceva, fă și o turtă, frământ o turtă și coace și adum și turtă. Și femeia spune, apă îți pot aduce, dar turtă? Am în casă cât? O mână de făină. Atât este o mână de făină. Și acum este o mână de nor. Dar știți ce e mâna aceea de făină și mâna aceea de nor în mâna lui Dumnezeu? Când Dumnezeu se uită la ceea ce avem noi, Dumnezeu nu depinde de noi, ci vrea să binecuvinteze prin noi. Cerul deasupra României este închis, frați și surori. E secetă în România. E secetă spirituală în România. E cerul deschis. Oare pentru noi în anul acesta? Oare va deschide Dumnezeu cerul pentru săptămâna de evangelizare? Noi spunem, Doamne, mărește de credința. Ajută-ne să auzim ce auzi Tu. Chinurile sufletelor care stau în păcat, celor care sunt chinuiți, a care se duc spre pierzare veșnică. ajută de Doamne, să auzim și să vedem ce ai putea face Tu. Pentru că atunci când vedem ceea ce vezi Tu, vedem ceea ce spune Domnul Iisus când le spune ucenicilor a văzut noroadele risipite și necășite ca o turmă fără păstor. Și dintr-o dată le spune Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Dintr-o dată Domnul vede ce oameni nu văd. Starea aceea jalnică a poporului este starea pe care Dumnezeu o poate transforma în cel mai extraordinar seceriș. Doamne, do asemenea vremuri peste România. Și începe cu Oradea. Începe cu casele noastre. Rugăciunea credinței aude ce încă nu se aude. Vede ceea ce încă nu se vede. Dar mai este ceva. Rugăciunea credinței participă la lucrările lui Dumnezeu. Omul care se roagă prin credință participă la lucrările lui Dumnezeu. Peste câteva clipe, cerul s-a întunecat de nori și a început vântul și a venit o ploaie mare. Aha, a s-a suit în car și a plecat la Israel. Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Se întunecă norii începe să sufle vântul. Se declanșează ploaie și este o ploaie care vine în torente. Și dintr-o dată, Ilie care a stat și s-a rugat pe vârful Carmelului, se încinge și aleargă de pe Carmel până la intrarea cetății Israel. După măsurătorile celor care au studiat, depinde ce rută a luat Ilie, a avut de parcurs o distanță de aproximativ 25 sau 30 de kilometri. 25 sau 30 de kilometri. De pe Carmel până la Israel. Să alergi și să alergi înaintea carului lui Ahab. Acum, știți că împărații nu merg cu trabantul. așa e? Împărații merg cu 4 ori 4 și cu 500 sau 600 de cai putere. așa -i? Ahab nu este cu niște mârțoage. Ahab are un car împărătesc. Și când conduce carul lui împărătesc, se duce într-un mod care impresionează pe toată lumea așa cum trebuie să alerge. Și Ilie aleargă înaintea lui. Sunt comentarii cu ce viteză a alergat Ilie până spre Israel. Dar întrebarea este, dar de ce trebuie să alege? De ce trebuie să alege Ilie? De ce n-a rămas acum să se odihnească pe Carmel? Pentru că Dumnezeu lucrează și elie este în mijlocul lucrării lui Dumnezeu. A cerut ploaie, vine ploaia și Elie este martor și fuge înaintea împăratului că Dumnezeu dă ploaie. Are un mesaj și are o mărturie. Are un mesaj că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu și are o mărturie că El este acolo omul prin care Dumnezeu a lucrat. Eu sunt slujitorul tău și toate aceste lucruri le-am făcut la porunca ta. E martor. Se duce până la intrarea în cetate. Ca să fie martor pentru toată lumea, că atunci când Dumnezeu lucrează, oamenii lui nu stau cu mâinile în sân și nu dorm. Ce sunt în mijlocul lucrării. O, Doamne, fă-ne harnici lucrarea ta. Oamenii prin care Dumnezeu a lucrat, când a vindecat un lepros, a dus să spună tuturor. E în mijlocul lucrării, are un mesaj, are o mărturie. Când a vindecat doi ori, s-au dus și-au spus tuturor ce a făcut Domnul. Când a vindecat Domnul Iisus, oameni care au suferit de alte boli, s-au dus să spună ce le-a făcut Domnul. Îndrăcitul din Gadara se duce să spună, cel care este vindecat la poarta frumoasă, le spune tuturor ce a făcut Domnul. Ucenicii se duc să spună tuturor ce a făcut Domnul. Și celor mântuiți, Domnul spune, mergeți în toată lumea și depuneți mărturie. Mesajul și mărturia voastră. Ceea ce a făcut Domnul. Ilie este în centrul lucrării lui Dumnezeu. S-a rugat și a văzut ce încă nu se vedea. A auzit ce încă nu s-a auzit. Dar acum toate se văd, se aud și este acolo și Dumnezeu este la lucru. Dacă Dumnezeu este la lucru, Ai vrea să lucreze și în viața ta. Ne apropiem de finalul serii. E închișerul deasupra României. E vreme de secete spirituală. Va găsi Dumnezeu oameni care să înțeleagă că Dumnezeul nostru nu vrea moartea păcătosului, ci vrea pocăința lui. Va găsi Dumnezeu oameni care să audă ceea ce a auzit Isaia când Dumnezeu a spus pe cine să trimitem pentru noi. Și Isaia a zis, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Oare vom auzi gemetele celor care zac în păcat? Oare vom auzi plânsul celor care plâng? Oare vom auzi durerea părinților sau a soților, a soțiilor, vom auzi cu inima noastră strigătul lui Dumnezeu prin Hristos Domnul, veniți la mine. Toți cei trudiți și împăvărași, eu vă voi da o dihnă. V-am spus cu o altă ocazie că în urmă cu ani de zile la o evangelizare în Atena eram lângă păstor la Amvon și s-a întors spre mine și a spus, frate Paul, mă prinde de tremurul. Sunt, sunt, pur și simplu așa copleșit. Și am crezut că i s-a făcut rău și l-am întrebat despre ce e vorba. Și a spus, frate Paul, am avut un prieten. De șase, șapte ani de zile a fost pe lista mea de rugăciuni și m-am rugat pentru el în fiecare zi ca Dumnezeu să-l aducă la mântuire. Dar de câțiva ani de zile n-am mai știut absolut nimic despre el. Am pierdut orice contact cu el. Azi dimineață când m-am rugat, am fost ispitit să-l tai de pe lista de rugăciuni să nu mă mai rog pentru el. Și apoi am zis, mă mai rog astăzi și de mâine îl tai de pe lista de rugăciuni. Frate Paul, prietenul acela al meu este aici în biserică acum dimineața. Și când mă gândesc că am fost ispitit să-l tai, să nu mă mai rog astăzi, mă prinde tremur. În dimineața aceea prietenului s-a întors la Dumnezeu. cine e pe lista mea de rugăciuni? De cât timp te rogi? Mare putere era rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om ca și noi. Supus au pus acelora slăbiciuni. Dar când a înțeles voia lui Dumnezeu, s-a rugat până când voia lui Dumnezeu s-a împlinit. Voia lui Dumnezeu este să mântuiască pe copiii copiilor lui să-i binecuvinteze până la al miilea neam. Doamne, ne rugăm până îți vei împlini binecuvântarea aceasta. Voia lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Doamne, dacă e voia Ta, ne rugăm până o împlinești. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Voia lui Dumnezeu este și mântuirea ta. În suverenitatea lui, Dumnezeu a aranjat ca în seara aceasta să fie aici. În suverenitatea lui, Dumnezeu îți spune că nu vrea pierzarea ta în dragostea lui Dumnezeu l-a trimis pe fiul său ca să moară pentru păcatele tale și pentru păcatele mele și ale întregii lumi, ca să plătească prețul iertării, să aducă jertfa de ispășire, pentru ca oricine se întoarce la el, oricine crede în el, în Fiul lui Dumnezeu, să nu piară ce să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Asta înseamnă și pentru tine. Auzi glasul lui Dumnezeu care te cheamă? Sau urechea ta este acordată doar la zgomotele lumii de aici? Frați și surori, va găsi Dumnezeu inim care să spună, Doamne, voi sta înaintea ta și voi mijloci în rugăciune și cu zile de post. Ca să deschizi cerul deasupra Oradiei, ca să deschizi cerul deasupra României, ca să aduci ploaia mântuirii peste țară, și ploaia mântuirii peste cei dragi, și ploaia mântuirii peste Sufletul tău. Și Domnul spune: Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la El voi cina cu el și el cu mine. E vorba de ușa inimii. E vorba de viața ta. E vorba de decizia ta de a deschide inima și de a spune, Doamne, în seara aceasta am auzit din adâncul inimii chemarea ta la pocăință. Și te rog din toată inima, primește întoarcerea mea la tine primește hotărârea mea să-mi predau viața în mâinile tale. Doamne, deschide cerul deasupra noastră și primește inimile care se deschid înaintea Ta.